Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă pe scena politică. Avem câteva mișcări relativ surprinzătoare în ultimele zile. Vorbim despre ce se întâmplă pe plan local, poate și pe plan național. Invitatul meu de astăzi este domnul Cătălin Anghel, analist politic. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație. Vă așteptați la toate aceste mișcări de pe scena politică? Vă spun așa, eu am fost plecat alaltă, vreo jumătate de zi și când am deschis laptopul am văzut multe știri pe care nu le-aș fi așteptat. Șeful Ani, arestat, Mazăre, reținut din nou și așa mai departe. Vă așteptați? Trăim într-o lume a breaking news-urilor, asta se cere, asta avem. Cât privește anunțurile de politică și acțiunile în forțele DNA-ului, nu știu ce să zic, eu nu le așteptam, le aștepta o țară întreagă de 10 ani. Au venit acum, ce nu s-a întâmplat 10 ani, se întâmplă astăzi pe fast forward, adică cu repezitorul. Nici nu mai știi și, într-adevăr, dacă lipsești jumătate de zi, ești deconectat de la știrile politice sau economice, afli lucruri noi. E prea mult ce face DNA-ul, că am auzit și acest lucru. Sunt prea multe arestări, e prea mult spectacol, e prea multă justiție la televizor. Nu pot să îmi dau cu părerea dacă e prea mult sau prea puțin. Cert este că educația în ceea ce privește cultura civică, politică și economică nu o poate face DNA-ul. Adică ok, DNA-ul ne-a arătat că așa nu se mai poate. Și poate le-a arătat că așa nu se mai poate lor celor care erau acum pe scaune numite politic sau așa mai departe. De aceea și munca mea în zona aceasta civică și politică este de educație. Fără să conștientizăm lucrurile acestea, fără să conștientizăm faptul că dacă am ajuns aici, este și vina noastră, a fiecăruia dintre noi, pentru că Stați un pic. De ce e și vina mea? Am fost părtași la... Vorbim despre domnul primar Radu Mazăre din Constanța. Da, facem o paranteză, am pus și un titlu destul de ciudat, dar e un titlu adevărat. Radu Mazăre nu va mai candida. A spus foarte clar. Astăzi, acum câteva ore, a declarat așa, mă gândesc să plec foarte curând. E clar că nu va mai candida, e clar că municipiul Constanța va trebui să-și aleagă un alt primar, mai devreme sau mai târziu, cel mai târziu probabil anul viitor la alegeri. Am încheiat paranteză. La scară istorică, da, automat domnul Radu Mazăre va trebui să plece la un moment dat. Mai devreme sau mai târziu, domnia s-a mai spus că pleacă și n-a plecat. Acum poate îl crede. Cred că s-a umplut paharul. Da. Nu cred că este vorba despre Radu Mazăre ca și persoană. Este vorba de modul în care s-au comportat până acum, hai să spunem, de la Revoluție încoace, dar mai ales, poate am avut 10 ani în care unii indivizi au înțeles mecanismele puterii, au înțeles cât de ușor se pot face bani dacă faci niște mișmașuri, s-au cocoțat, au dat șpagă, au plătit funcții, au ajuns în funcții, că sunt de aleși local, că sunt în Parlament, au început să facă trafic de influență, să traficheze contracte, să facă bani foarte ușor. Vorbiți în general, da? Da. Vorbesc de primii 10 ani, iar ultimii 10 ani a fost o consolidare a acestor oameni care, nu știu, nestruniți de nimeni, nestăpâniți de nicio lege, de nicio acțiune concretă de depistare a lor, și-au făcut pur și simplu de cap până zilele acestea, da, vorbim de ani încoace, dar acum vedem rezultatele muncilor de câțiva ani, un an, doi, când au început să se umple paharul și să vină aceste știri. Deci, la scară istorică, poate că era timpul să se întâmple, poate că e timpul ca societatea să se așeze pe noi baze, oamenii de valoare să... Acum toată lumea spune, nu mai facem proiecte că... Vezi, Doamne, ne leagă, sau așa mai departe. Acestea fiind scuzele lor, de fapt, sunt scuzele incapacității și a lipsei de viziune, de strategie și de implementare a strategiei pe care au avut-o a celor aleși. Pentru că eu compar toată treaba asta politică cu zona de business. Acolo ești mandatat să aduci firma la niște cote de performanță. Dacă n-ai făcut, mulțumim, următorul. Nu acela lucru s-a întâmplat. De aceea și a apărut noțiunea de baron local. Ei și-au consolidat puterea speculând vidul legislativ, speculând
mituirea unei mici părți a populației care devine relevantă în contextul votului și și-au asigurat practic susținerea unor largi categorii de populație cu mici pachetele, cu mici promisiuni. Acum vedem că și cu mici păgi date la timpul potrivit. Noi trebuie să înțelegem că valoarea votului pe care și puterea votului pe care îl au oamenii atunci când le vine rândul să voteze este foarte importantă. Trebuie să deschidem bine ochii, să fim informați toți acești 4 ani și când vine momentul acela în care ai puterea în mână, să-l exercităm în cunoștință de cauză, rămânând ca și în partea cealaltă, de partea cealaltă a baricadei, să avem pe cine vota. Iar dacă nu avem... Interesant. Dacă nu avem, tot noi trebuie să venim, să ne implicăm, să propunem, să convingem și să avem acea elită capabilă să ne conducă. Vă întreb așa, înainte de a discuta despre aceste alternative, comparați municipiul Constanța, administrația lui, cu administrarea unei firme. O firmă cu 150 de milioane buget, 150 de milioane de euro, e o firmă mare sau mică? Pentru România este o firmă foarte mare. Mă refer aici la bugetul Constanței. Este 150 de milioane de euro sau de lei? Mă rog, nu contează. Cum ar trebui oricum să fie? Ar fi, cum ar trebui să fie? Ceea ce îmi doresc eu, știind că am un buget de 150 de milioane de lei, îmi doresc ca să existe un raport de activitate transparent. Dați, dragi constanțeni, am avut 150 de milioane de lei sau de euro, că nu contează, și am făcut aceste obiective. A, B, C, D, F, G, H. Noastră, când m-ați mandatat să vă conduc, am promis că fac aceste casino, piață, străzi, luminat și așa mai departe. Aceste lucruri le-am făcut, acestea nu le-am făcut, acestea le voi face. Spuneți-mi ce este prioritar pentru județul Constanța. Am creat că aici este problema care o văd eu la nivelul municipiului Constanța. 150 de milioane de euro. Euro, da, am verificat. Am euro. Lapsus, spun. Care o grămadă de bani. Vedeți? O grămadă de bani, da. Lipsa de concurență reală pe care, datorită felului de a permite capitalului să intre pe piața constanțeană, și eu mă raportez doar presupunând că orașul Constanța se compară cu Cluj, Iași, Timișoara, Brașov. Da? Deci față de aceste orașe, cu bugete similare, cu poziție strategică mai bună, avem portul Constanța care probabil că ar trebui să dubleze încasările la buget, să dubleze capacitatea de a angaja oameni, da? Deci, ținând cont de aceste aspecte, Constanța astăzi nu are investiții în greenfield, adică capital străin venit care să angajeze, să facă hale în Constanța, să construiască de la zero. Nu avem. La Cluj se construiește, la Timișoara se construiește, IT-ul este foarte bine, au ajuns angajații din IT din Cluj să plece la angajare, la start, cu 2000 de ron, 2000-2500. În Constanța ești norocos dacă ai un loc de muncă. Da, sunt investiții de la zero și în Constanța, vă contrazic puțin aici. Am văzut o mulțime de hoteluri noi construite în Mamaia, de exemplu. Le putem asimila unor investiții. Da, dacă vorbești din punct de vedere al investițiilor fizice, materiale. Dar din punct de vedere al capitalului uman, cele mai multe din investițiile hoteliere în Constanța sunt făcute pentru perioada sezonieră, 2, 4, 6 luni pe an. În rest, angajații sunt dați afară și nu primesc salarii. Da, din câte înțeleg, nici măcar nu plătesc impozitele locale pe teren, sunt pe plătire, parte... decât 6 luni de zile. Da, au o anumită scutire. Deci, aceasta mi se pare cea mai mare provocare, să permiți să gândești și să creezi cadrul în Cluj. Efectiv, municipalitatea îți asigură teren, hal, îți aduce apă, la așa mai departe, utilități, numai să vii și să spui câți oameni angajezi. La noi nu s-a întâmplat asta. Și investitorii care au venit, probabil să discute, întâmpinând refuzul autorităților sau cine știe ce alte propuneri dubioase de care se aude în urbe, au plecat și au făcut investițiile în altă parte, nu aici. Iar pe termen lung vedem că firmele sunt sufocate, nu au contracte, nu au angajații, nu au salarii mari. Dacă nu ai salarii mari, n-ai ce să cheltui. Piața serviciilor este foarte îngustă. Nu? Imaginați-vă că
toată lumea din Constanța ar avea salariu dublu. Atunci ar exista și firme de turism care se ducă mai bine, hotelierii ar fi mai liniștiți, oamenii ar ieși mai des la terasă. Ok, două luni pe an toată România vine aici și varsă bani, e ok. Nu mai vorbim dacă e fiscalizat, nefiscalizat, asta e o altă discuție. Dar nu ajunge. Nu ajunge. Chiar era un grup pe Facebook legat de municipiul Constanța și una din miștourile care se făceau este că ești din Constanța dacă ești angajat două luni pe an și așa mai departe. Deci, nu mi se pare normal acest lucru. Ne mai vorbim de avantajul portului. Aici trebuia să se întâmple lucruri extraordinare, de la investiții în hale, depozite, zone libere și așa mai departe, angajați care să producă, nu știu, mobilă și așa mai departe. Portul, discutam cu cineva care are operațiuni în port, după ce transportă, îți dai seama cât de bine merge economia națională și locală. Cherestea și grâu, deci lucrurile, materie primă, nu materie finită, nu... Deci, lucrurile de noi depinde și mă compar România cu Polonia, cu Cehia, cu Slovacia, cu țări din Europa de Est, da? Chiar și cu Ungaria, unde salariul minim și mediu sunt o dată și jumătate sau dacă nu de două ori mai mari decât România. Tristă situația aceasta. Tristă și dacă nu luăm măsuri, dacă nu apucăm taurul de coarne, ne dă și o senzație de lipsă de perspectivă. Dacă îmi spuneți măsuri și apucatul taurului de coarne, la ce vă referiți? Sunt multe lucruri. E o întrebare foarte grea. Sunt multe lucruri de făcut. Toți trebuie să punem osul la treabă. Fără muncă nu poți să ai rezultate, nu poți să fie mai bine. Dar munca și ea trebuie făcută deștept. Că una e să muncești 8 ore și să dai cu târnă copul și alta este să stai la calculator, să faci un business plan, să faci afaceri și mai departe. Deci, statul român a dat în cap antreprenorilor prin supraimpozitare, suprataxare, cele mai mari taxe, TVA-ul cel mai mare, impozite, controle. Deci, firmele mici și mijlocii le-au omorât prin lipsa de viziune. Firmele medii și mari, acum, n-au avut angajați, ții bani, n-au avut contracte. Vine acum DNA-ul și rașchetează tot ce este firmă umflată cu 1000 de angajați care iar la fel n-au de lucru, n-au contracte, deci este o harababură și o bramburală la nivel economic care încă nu o resimțim și dacă nu facem ordine să se curețe firmele, să apară concurență reală pe piață astfel încât și firmele să angajeze oameni pe criteriul valorii, oamenii care se implică să fie răsplătiți, să fie premiați, să dai voie să iasă la aer valoarea și ideile, să fie recompensate. Da, sună bine. Mi-aduc aminte însă, vorbeam mai devreme de port, ce îmi spunea un operator portuar acum câteva zile într-un interviu. Sorin Gravul cheamă, nu este nimic secret, deține mai multe afaceri în port. Spune așa, portul este oglinda economiei și eu vă spun așa, economia este în colaps. Am citit unul dintre cei mai importanți operatori portuari. Da, am văzut că se poate, dar haideți să ne întoarcem puțin la ce se întâmplă în Constanța pe plan politic. Am amânat așa câteva minute acest subiect interesant. Vorbeați de opoziție. Vorbeam de primar. Care opoziție? Plecat cele din urmă, da, și întrebarea era următoarea. Care opoziție? Bun. Asta cred că e foarte interesant. Vedeți pe cineva care se poate declara de pe acum sau în viitorul apropiat un lider, un viitor primar, o persoană care să coaguleze așa? Și la putere și la opoziție lucrurile nu se întâmplă cu praf magic. Dacă ne uităm, iar la fel, din punct de vedere istoric, în ultimii 10 ani, nu prea avem să vedem că a existat o mare opoziție la Constanța. Și asta este îngrijorător. Poate că, nu știu, schimbarea legislației în privința organizării partidelor și permisivitatea de înființare de partide noi poate să aducă un suflu proaspăt în zona aceasta de opoziție. Astăzi, scuzați-mă, nu prea am observat că există o opoziție în Consiliul Local Constanța, unde trec hotărârile ca prin brânză. Ca prin brânză. Așa, la fel la Consiliul Județean. O să vă faceți mult dușmani că spuneți asta, să știți. Avem totuși un fost PDL, un actual nou PNL, mai avem și ceva opoziție fărâmițată care
ar trebui să se lupte cu actuala administrație, ministerul opoziției. O hotărâre de Consiliu respinsă de opoziția din Constanța. Ok, probabil că în ședința de Consiliu nu votează sau fără argumente, nu o propune, dar uite, vă dau un exemplu. Consiliul Elevilor a făcut mai multe, nu pentru Constanța, pentru România, prin Asociația Elevilor din Constanța, exact, că... decât a făcut opoziția și PNL, PNL sau cum se mai cheamă acum. Deci lipsa de vigilență, da, lipsa de combatere a măsurilor vizibil greșite date de guvernanți, fie că sunt ei de o parte sau alta, mă face să spun că nu am avut opoziție. Dacă n-ai avut până acum opoziție, nu știu, peste noapte nu poate să apară. Am înțeles, colegii mei din regie sunt foarte vigilenți, să știți, nu ca ceilalți. Și ne spun așa, publicitate, da? Revenim în câteva minute. Am revenit în platou, discutăm despre ce se va întâmpla în Constanța în viitorul apropiat și despre opoziția actuală. Îmi spuneți că nu vedeți un lider al opoziției în prezent. Deși eu am câteva nume așa de șef de partide care ar trebui să fie lideri politici, nu? Să se bată cu actuala administrație. N-am spus că nu avem șef de partide. Avem, avem, nu? Avem. Nicio problemă. Au fost și în ultimii 10 ani șef de partide. Au lăsat pe cei care au fost acum să-și facă de cap. Sau poate... împreună, nu știu, acum istoria ne va arăta acest lucru. Totuși, de ce am ajuns aici? Ce e de făcut? Astea sunt niște întrebări la care am putea să încercăm să găsim un răspuns. Bun, una dintre soluții pe care ați spus-o înainte de a intra în pauza publicitară era aceasta, a partidelor noi care ar putea revitaliza cumva clasa politică. Nu este totuși aceasta o capcană, faptul că noul cod electoral prevede înființarea de partide cu 3, 4, 5 persoane, o capcană în sensul următor, fărâmițăm și puțină opoziție care există, fiecare își poate face un partid și noi, coloșii, PSD, PNL, rămânem singurele partide. Ne îndreptăm ușor, ușor spre un sistem bipartid în România. Sunt unele voci care spun asta. Eu nu consider că este o capcană, pentru că sunt adeptul principiului concurenței reale. Și la partide, cât timp într-un partid mare nu poți să ai acces, tu care vrei să faci politică, care vrei să dăruiești ceva comunității, ok, îți înființezi un partid. Problema nu e câte partide sunt, problema este a selecției de personal, ca să o numesc așa, de resurse umane din interiorul partidelor. Astăzi, nu prea știu să se dea examen când intri într-un partid, poate doar la cu cotizația care e mai mare, da? Deci nu te întreabă nimeni ce știi să faci, ce ai făcut, ce vrei să faci, ce proiect ai lucrat și așa mai departe. Ci aș putea chiar să fac o constatare că, iar la fel, în ultimii 10 ani avem o sumedenie de membri de partid care, cei mai mulți dintre ei, sunt rude, nași, fini, prieteni și așa mai departe. Știți că am observat asta și eu la partidele din Constanța. În organizațiile de organizațiile de tinere, dar n-am să dau nume ca să nu se supere nimeni pe mine, poate fi verificat, sunt compuse din odrasle, din fii ale unor foști șefi din partid, conducători și așa mai departe. Atunci, de asta spun că sunt sceptic cu privire la perspectivele revigorării politice din Constanța de pe viitor. Și aplic același principiu ca la firme. La firme este știut faptul că în compania ta nu e bine să aduci frați, rude, surori, pentru că nu poți să-i cerți, nu poți să-i dai afară, nu poți să... Deci, eu prefer ca să rămână treaba, ai fișa postului, știi să faci asta, n-ai făcut bun următorul, te corectez, te instruiesc, te educ, domnule, dar trebuie să vină și de la tine. Dați-mi voie să ne gândim așa, că peste câțiva ani de zile, una dintre fetele dumneavoastră, că aveți două fete, da? Va veni și va spune, vreau și eu să lucrez, vreau la tine în firmă. Da, nu o veți primi? Iată în ce dificultate v-am pus. Pentru că spuneam într-o altă emisiune care discutam economie, ai nevoie de ucenicie. Dar să vii, să iei tu copilul tău, care nu știe business, și să-l pui în funcție de conducere, să-i dai pe mână fonduri, să-i dai pe mână posibilitatea de a da afară discreționar angajați, nu este un principiu practic și de viitor. Evident că orice firmă nu este neapărat numărul 1 și nu are neapărat profit. În scurt timp, beizadelele și angajații nepotriviți, fie că sunt copiii tăi sau nu, vor lua măsuri care vor afecta imaginea firmei, care vor strica profitabilitatea sau pur și simplu o vor duce la faliment.
Și vedem cazuri celebre de companii în care părinții le-au dus la niște niveluri foarte ridicate, dar când au încăput pe mâna odraslelor, s-au dus în cap, au dat faliment, s-au scăzut. Marii milionari și-au premiat copiii, le-au dat o funcție onorifică, dar nu au pus să ia decizii vitale. Decât dacă au fost în stare și au dovedit în timp, și sunt cazuri foarte multe de oameni de afaceri care au ținut copiii departe de business-ul. Ok, le-au dat o rentă, le-au dat bani, nu-i problema, le-au educat, le-au instruit. Aici este o mare problemă în România, investiția în educație. Și revin la faptul că eu îmi doresc ca să crească nivelul de salarizare din România, pentru că fără bani nu poți să faci educație. Educația nu este gratuită. Da? Ori câți oameni de astăzi își permit să investească în educația copilului, să-l trimită la cursul de chitară, la engleză, la not, la dans, la nu știu ce alte, pe măsură ce înaintează în vârstă, la chestii mai complicate, să-l trimită în tabere, să vadă lumea, să... Deci, puțin. Foarte puțin. Și statul lipsa face aceasta de educație, statul are să zicem... Vă dau numai un exemplu de astăzi. Salariile profesorilor, care trebuia să fie majorate de acum câțiva ani de zile, eu întreagă tăvat, o să primească câțiva leuți în acest început de an. Dar astăzi guvernul a decis că va investi 2 milioane de lei noi în închisori, în penitenciare. Construiește 2 închisori noi și reabilitează pe unde se poate din fondul de rezervă al guvernului. Era urgent acest lucru. Vedeți, educație. Au plâns mulți politicieni de condițiile dezastroase. Am văzut, doamne, că e rău în închisoare, așa se aud. Da, e rău. Da, nu știu, n-ar trebui să fie închisoare ca la hotel, nu trebuie să fie nici condiții inumane pe de altă parte. Corect. Dar poate că ar fi trebuit să se întâmple să fie bine în școli și după aia în închisoare. Pentru că viitorul se construiește prin educație. Oamenii educați iau decizii în cunoștință de cauză, oamenii educați ajung să câștige bine, ajung să fie angajați buni, ajung să fie antreprenori buni, să-și dezvolte firme, să inoveze și să ajungă să se impună pe piață prin principii corecte. Dacă să ajungi la aceste lucruri, nu se întâmplă peste noapte. Ceea ce n-ai învățat 20 de ani, faptul că politicienii au ținut și au sărăcit, practic, că se vede prin sumele vehiculate în ultima vreme ca fiind furate din banul public, au ținut lumea la nivelul de inacceptabil de sărăcie, că ei se plâng că în închisoare este greu. Dar oamenii care trăiesc la limita suportabilității de pe lună pe alta, care mănâncă ce găsesc sau care sunt nevoiți să nu vreau să intru în detalii cu copiii ca să-i ducă la școală, ce eforturi fac și așa mai departe. Deci, hai să ne uităm aici, la bază, unde sunt o treime, unul din trei români este la limita inferioară a sărăciei. Nu știu, mie mi se pare revoltător să știi lucrurile astea și de 20 de ani să nu faci nimic să crești acest nivel. Noroc că Uniunea Europeană ne-a permis ca supapă să putem să plecăm să muncim în afară. Dar și asta are un revers al medaliei, pentru că ne dispare forța de muncă calificată, da? Ne dispare bani care intră la bugetul de stat prin impozitele și taxele plătite de angajați. Dar în același timp e de înțeles omul care pleacă să muncească pe 1000 de euro în Spania, Germania și în orice altă țară din Europeană, pentru că la noi cu 100 de euro, 200 de euro, nu poți să mai trăiești. Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală a lansat un barometru de consum cultural 2014, așa se cheamă, pentru că vorbesc de cultură. O informație interesantă. 24% din români consideră cultura ca fiind nu prea importantă, 63% din populația României nu merge niciodată la teatru și, ce este cel mai interesant, peste 81% din români cred că, atenție, Traviata și Rigoletto sunt mâncăruri italienești. Deci cam aici ne situăm, să știți, dacă vorbim de educație. Trebuie să o luăm încetul cu încetul, să facem... Uite, Constanța, iar la fel, mă raportez la Sibiu. Păi, câte piese de teatru, câte concerte în piețele publice de acolo nu s-au întâmplat în ultimii 10 ani și ce diferență de cultură și de viziune și oamenii, chiar și în vârstă, fiindcă... Iar cu salariul minim nu poți să te îmbraci cu un costum, dar la Cluj, astăzi, oamenii ies duminica îmbrăcați frumos, la plimbare, de mânuță. Acum, domnule Cătălin Anghel, la piesele de teatru din Sibiu vine lumea, da, am fost și eu acolo. Sunt câteva sute de oameni în sală. La caravanele organizate de administrația locală vin zeci de mii de oameni care se uită la Ramses, se uită la... Asta atrage. Zeci de mii de turiști. De turiști? Au fost constanțeni. Eu vorbesc de investiția în educație și cultură. Auziți, au fost și constanțeni, spun colegii. Eu da?
Țin minte că au fost scandaluri în media constanțeană în ceea ce privește tăierea de fonduri de pe la nostru teatru. Nu e cultura așa importantă. Hai să le tăiem banii. E, mă rog, noroc că le-a preluat guvernul. Deci, astăzi, dar, cum să spun, trebuie să fie cultura accesibilă. Să fie și cultură nu înseamnă caravană și cu manele, ca să ne lămurim. Deci, teatru, dar până la teatru, care este un barometru ridicat al nivelului de cultură, teatru, operă și mai departe, sunt și multe alte paliere de activități. Avem, cum se cheamă? Avem o bibliotecă în care plouă, apropo. Deci, biblioteca a fost lăsată în paragină. Avem posibilitatea ca pe malul mării, la casino, în Constanța, în centru, acum în piața Ovidiu, să se organizeze seri cu, nu știu, cu fanfară. Eu aș să se bucure lumea când se plimbă pe plajă. Deci e o chestie cu investiție minimă și cu rezultate maxime. Să avem nevoie să fim și fericiți până la urmă, nu numai să mâncăm. Deci sunt multe lucruri care se puteau face și se pot face dacă există oameni care au aceeași viziune și care vor să ofere. Constanța este un oraș fabulos, are o poziție extraordinară și în țară și în România și în lume, până la urmă. Avem Delta Dunării foarte aproape, deci împreună aici, în Dobrogea, se pot face niște, adică vorbim de turism acum, se face turism și acum. Și ceea ce a făcut primarul Radu Mazăre nu e de lepădat, dar mutarea aceasta din zona de cultură, turism, spre zona de kitsch, și amestec așa, care nu are niciun iz de cultură și de civilizație, face calculul să se vadă și acestea nu rezistă în timp. Este o spoială de eveniment când aduci ok, care alegorice, nicio problemă, să fie și ăsta. Atrage turiști. Nicio aceste problemă. Deci, aceste evenimente atrag turiști. Nu trebuie să fie toată lumea implicată, da? Adică nu trebuie să fie însă și primarul că l-are pe un cal alb. Dar poți să faci și asta, dar poți să faci și cultură, poți să faci și, nu știu, sport, poți am să faci și... Într-o lume ideală, așa ar fi. Închei cu un citat cu voia dumneavoastră, domnule Cătălin Angel, Viorel Cataram în 2014. Citez, în acest moment partidele politice sunt structuri mafiote, structurile mafiote cel mai bine organizate din România. Structuri mafiote extrem de bine organizate, o persoană independentă, competentă și capabilă nu poate intra într-o astfel de structură, iar dacă intră este imediat trăjectată, dată la o parte de aceste structuri. Suntem în 2015 și putem să schimbăm acest lucru prin implicarea noastră a celor mai mulți dintre noi. Mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămâneți cu România TV.